Dar de cea de-a treia zi de protest, am să rog pe colegul meu, Gabi Riciu, să vă și arate oamenii care s-au strâns în această dimineață în fața Direcției Naționale Anticorupție. Nu mai sunt aici alături de noi pe trotuar și s-au dus undeva vis-a-vis din dispoziția jandarmeriei. S-a întâmplat acest lucru. Spun oamenii că nu vor pleca astăzi de aici până când Laura Codruța Chioveși nu va veni să le aducă explicații. Au o întrebare pe care doresc să o adreseze mai exact, ce anume căuta în noaptea alegerilor atunci în sufrageria generală generalului Gabriel Oprea. Trebuie să știți, doamnelor și domnilor, că sunt foarte multe întrebări pe care și noi am vrea să îi le adresăm șefei Direcției Naționale Anticorupție. Vă reamintesc și faptul că până în momentul de față 8 procurori au cerut să plece de la DNA, au cerut detașări, iar după ce CSM a dat aviz pentru revocarea procurorilor Doru Țuluș și Mihaela Iorga, aceștia, iată, au mers, au dat declarații și la Inspecția Judiciară, au stat ore în șir acolo, iar Laura Codruța Chioveși a și semnat revocările lor. Asta înseamnă că se întorc Țuluș la parchetul general, iar Mihaela Iorga se întoarce la parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. Rămânem așadar tot aici, tot la DNA, și vedem până la ce oră, vedem astăzi la ce oră va ajunge Chioveși la serviciu.